După două săptămâni, trupul neînsuflețit al tânărului ucis în Libia a fost adus acasă. Rudele băiatului au trecut prin clipe de coșmar. La funeralii a participat și armatorul grec pentru care Edward lucra. Pentru a-și arăta respectul, toți cei prezenți au ținut în mână trandafiri albi. E păcat foarte mare. M-am întrebat cu un tip, m-am aflat cu ultimul moment. A fost un băiat foarte bun. Edward Curduman, în vârstă de 24 de ani, a murit pe 4 ianuarie, după ce petrolierul pe care lucra împreună cu tatăl său a fost bombardat. O rachetă lansată de un avion de vânătoare a explodat la bordul navei aflate în portul libian Derna. Incidentul s-a soldat cu decesul gălățeanului și al unui cetățean grec, precum și cu rănirea a doi marinari filipinezi.